Și în Arhiepiscopia Dunării de Jos au avut loc astăzi slujbe și manifestări în cinsta eroilor neamului, atât în biserici cât și la cimitirele, troițele și monumentele închinatelor. Cei care s-au jertfit pentru apărarea patriei au fost pomeniți de înalt preasfințitul Părinte Casian la Catedrala Arhiepiscopală, cimitirul Eternitatea din Galați și la cimitirul municipal Sfinți Împărați Constantin și Elena din Brăila. În ziua praznicului înălțării Domnului în alt preasfințitul Părinte Casian a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În continuare, a fost săvârșit un parastas pentru eroi. La slujbe au participat și elevii de gimnaziu de la Seminarul Teologic Ortodox din Galați, care au primit daruri din partea Părintelui Arhiepiscop. Lumina și pacea din inim revărsate de Mântuitorul la învierea sa s-au înălțat tot de către Domnul pe Muntele Eleonului, unde sfinții, ucenici și apostoli au fost martorii binecuvântării și mesajului Mântuitorului de a păstra unitatea dintre ei în rugăciune și de a ajuta cetatea Ierusalimului să rămână cetatea unității și a păcii, iar în timp ce îi binecuvânta bucuria s-a așezat în inimile lor și a rămas de atunci înălțătoarea bucurie a prezenței Mântuitorului Iisus Hristos în biserică. După Sfânta Liturghie și parastasul pentru eroi neamului, ierarhul împreună cu preoți, autorități locale, credincioși, tineri seminariști și alți elevi de la școlile gălățene, au mers în procesiune de la biserica Înălțarea Domnului pe bulevardul George Coșbuc, până la monumentul închinat eroilor neamului din cimitirul gălățean Eternitatea. Aici a fost săvârșită o slujbă de pomenire. Îmi vin în minte două citate ale Nicolae Iorga care spunea un popor care nu-și cunoaște istoria, este ca un copil care nu-și cunoaște părinții și pe eroi nu-i căutați în mormânt, ci în sufletele voastre. Astăzi sărbătorim înălțarea Domnului și ziua eroilor. Așadar, cred că suntem datori ca fiecare dintre noi să-și caute în suflet câte un erou și să-l poarte toată viața, să-i cinstim pe eroi și să ne aducem aminte de ei. O slujbă de pomenire a fost oficiată și în cimitirul municipal Sfinții Împărați Constantin și Elena din Brăila, unde se află mormintele ostașilor români căzuți în cele două războaie mondiale.